Eu cred că România reprezintă un capitol special, unic în felul lui, în propaganda rusească. Se are problema, în general, în lumea științifică occidentală, în științele umane. Tu încerci să creezi categorii. Ei bine, rușii nu încearcă să creeze categorii. Rușii încearcă să sublinieze diferențele de la... Ori, în cazul României, România și Moldova sunt privite ca spațiu informațional unic, iar tipul de mesaje de regulă vin prin Chișinău, traduse din limba rusă, și un alt tip de mesaje general valabile pentru lumea centrală europeană, care vin prin presa de limbă străină, adică presa germană, presa franceză, presa... Deci să nu vă închipuiți că cineva la Kremlin stă cu pușcă și țintește cât un termen de propagandă fix pentru România, pentru în același timp nu cred că trebuie să minimalizăm. Da, există o propagandă, interesul Rusiei este să slăbească România, interesul Rusiei este ca România să vulnerabilizeze, o țară slabă poate vulnerabiliza alianța NATO și Uniunea Europeană în această zonă sensibilă a Europei. Asta face ca România să beneficieze de anumite mesaje, un anumit tip de mesaje. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.